Da, așa, zice și ea bună. Da. Așa, bună la toată lumea. Bună. Să continuăm astăzi să lucrăm pentru Ioannis. Da. Și un Da? caz un pic mai dificil. O mamă care îl crește singură și îi dă toată iubirea și protecția ei și face ceea ce este omenește posibil ca acest copil să fie integrat în locul unde merge și învață și în genere să fie Da. acceptat de societate. Da. Bun. Vedeți și puncte de parcurs, tu te-ai întins, ai închis ochii, relaxează-te, iar într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment am să încep să număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. 10, mai adânc, relaxată, și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare, chiar mai mult. Fiecare sunet, inclusiv sunetul vocii mele, te ajută. 6. Să te relaxezi și mai mult. 5. Mai adânc relaxată, mai liniștită. 4. Ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment, 3, este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2, cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1, încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți, doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Într-un moment îți voi număra de la 1 la 3. Când ajung la 3, o să te conectezi cu partea sufletească a lui Ioannis. 1, 2 și 3. Dacă l-ai găsit, identifică-l și dă informații de ce suntem aici și ai acordul. Deci îl văd înainte de a veni în viața de Ian. Așa și, deci, îl văd antrenat în portalul de naștere. Așa? Nu de naștere, scuze. În portalul prin care vine pe Terra, da? Deci, are o formă de bărbat strălucitor din lumină, știi? Fără vârstă, tânăr. Da. Așa și... Cumva în timpul trecerii în portal, la un moment dat, deci canalul de lumină prin care trece se sugrumă, ca și cum s-ar întoarce, știi, un cilindru un pic și se gătuie, da? Deci el parcă intră, deja și-a pierdut forma aceea pe care o avea și practic este o lumină difuză, așa? Deci... Se gâtuie cumva și partea de jos se adună și parcă explodează și se împrăște în afara canalului, da? Da. Văd particulele din ceea ce se împrăștie, așa, cel mai mult, să spunem, are de suferit spiritul din toate părțile din care este compus, da? Particulele acelea sunt captate. Imediat. De cine? Da. Sunt niște ființe translucide în afară, foarte mari, ca niște fantome. Arată mai simpatic oricum decât fantomele, știi? Și ele se grăbesc parcă au niște sertare, așa uriașe, niște, ca niște fărașe de tablă și adună acele particule și deci le răstoarnă unul în altul și atunci lumina aceea devine compactă înapoi, da? Da? Ei au făcut asta, știi?
au pliat timpul și spațiul. Ca el să vină în felul ăsta, să nu se poată întregi, da. Știi? Să nu poată acționa. Încerc, mă întorc să văd împreună cu Sufletica, deci m-am conectat, l-am identificat, bineînțeles, altfel da. N-aș putea relata toate astea, da? Așa. Încerc să văd ce misiune și-a luat, da? Da. Deci, da, vine în viața asta cu... Deci trebuie să îi ajute pe cei doi, pe cuplul care sunt părinți biologici și să-și rezolve disputele din altă viață, să se iubească, da? Și în plus, deci, trebuia să vină cu o doză de conștientizare foarte mare și să o împrăștie, da? Da. El însă și trebuia să devină terapeut. Și eu cred că va deveni într-o zi terapeut, pentru că nu-și dezminte scopul. Da. Așa. Iar dacă acum trecerea asta, știi, prin viața lui pare dificilă, pare grea, este ca și cum ar dori să învețe, ceea ce este mai dificil ca să poată ajuta și mai mult, mai târziu. Da. Da? Dar, bineînțeles că entitățile i-au sugrumat canalul. Văd pe din afară ca și cum ar fi, știi, o bridă, un inel de energie, dintr-o energie cumplită, neagră, gri, așa, care fuge, parcă Mercur, știi? Da. Și deci ajustează canalul, da? Vezi tu că canalul de intrare, știi, a sufletului să se conecteze cu corpul în embrion, în sămânță, este individual pentru fiecare, da? Ca și cum într-un canal mare de lumină, deci fiecare are canalicul lui, da? Da. Iar dacă apare, sunt mai multe, fiecare are deja direcția lui, adică sunt anumite coduri de trecere deschise și pe parte și pe cealaltă, da? Da. Adică unul nu poate să meargă în corpul altuia sau, înțelegi? Numai lucrurile astea se întâmplă mai când vor ei, când dau coduri eronate, da? Da. Și deci întorcându-mă aici, văd că chiar are în mână, așa ca un cartonaș, să spunem, cât o carte de tarot, dar cifrele acelea sunt câte două, câte trei, sunt niște semne, curg, deci sunt vii și se învârt, ca la un joc de ala, de, da, nu știu cum se cheamă, unde apar trei portocale, știi? Așa, și se îmbină, știi? Deci, văd că el intră pe canalul 777. Așa. Deci, ancestori. Ce se numesc ființele care sunt cu ei, da? Deci, face parte din sufletele care au avut la începutul experiențelor roluri foarte mari. Da. Da? Care au multă cunoaștere, da? Și parcă toată cunoașterea aceea lui este împinsă în spate. Da. În momentul gătuirii și așa zisului accident, știi, de gătuirea canalului, da? Și deci îi spun să vină aici, este deja cu mine, ne uităm, da. Să intre în acest rol, da? Și să mai intre încă o dată în canal și să modifice, da? Adică să nu mai accepte gătuirea, să o spargă pentru că poate, da? În momentul când se apropie de gătuire, să iasă pe din afară să smulgă brida, da? Da. Și atunci, deci, toată partea asta lui de conștiință și de spirit rămasă pe din afară, chiar și foton din suflet, va intra în mod normal, da? Da. Văd o dilatare a corpului energetic a mamei în momentul când el intră întreg. Să reamintim că lucram în trecutul apropiat, cum ar veni, da? Da. Așa și, deci văd că ei se expandează ca și cum ar fi deodată, să spunem, însărcinată 9 luni și mai bine, știi?
burta foarte bombată și apoi el să se așeze în sămânța de lumină și toată lumina aceea să se absoarbă înăuntru, da? Așa, și deci se schimbă multe și la mamă. Deci sunt alte semnături energetice, vine pe alte conexiuni, se schimbă multe în bine. Da. Și la mamă, da? Bun. Ea, în momentul când el vine și învie sămânța de lumină, deci practic se instalează, e vie sarcina cum ar veni, așa. Deci o văd practic nu culcată sau asta, ci în picioare, da? Și este ca o luptătoare, așa, ca o xenă, da? Și deci văd că bagă mâna, pune mâna la spate și scoate, da, și ce scoate? Deci coloana vertebrală cum este așezată pe, exact pe mijlocul spatelui. Deci are un fel de canal, da? De fapt e canalul unde este lichidul cefalorahidian, ca să vă faceți o idee. Și scoate 3 săgeți de acolo, da? 3 săgeți aparent sunt luminoase, dar partea de jos a săgeții este închisă la culoare și pare a fi făcută dintr-o materie care se mișcă, iarăși cum era gătuitura. Și atunci, deci ea curăță informația din coloana ei vertebrală, practic din lichidul cefalorahidian, da? Pentru că acele săgeți la coadă au adunat tot, să spunem. Și ea le lansează, le aruncă, știi? Ca și cum le-ar arunca într-un portal ceva care nu se mai trebuie, da? Și văd că și conștientizarea ei se schimbă, da? Da. Implicit se va schimba și cea din punctul lui aici acum. Știi, prin rezonanță între punctele de viață. Așa, și ea peste, deci în momentul implementării acestei noi schimbări va simți mult mai mult curaj și independență și se va simți mult mai stabilă și va simți puterea ei interioară prin care poate să suporte, să spunem, să doboare anumite piedici din viața fizică, da? Așa. Să știi că este fericit, să spunem, sufletica, este fericită, știi, că a putut face această schimbare și îi zice mamei, așa implicit, să-l ierte pe tată pentru că el a simțit că nu se poate ridica la nivelul lor, da? Adică s-a simțit copleșit de răspundere, da? Și pentru că s-a cerut să investigăm asta, lasă că erau alte chestii nerezolvate și el trebuia cumva să răspundă față, sufletește, să spunem, față de el și față de Iane, știi? Dar este vorba că la un moment dat entitatea centrală, și o să explic exact a tatălui cum este, da? Și ce se întâmplă cu el, a lui Iane, deci i-a însuflat răspunderea, ce fel de suflet a venit ca fiul lui și atunci el s-a speriat cumva și s-a dat deoparte instinctiv, știi? Așa, deci cum este trunchiul lui în energetic, ca dublura corpului fizic, da? Ce e undeva de la T6, deci efectiv are un cap înăuntru lui, înțelegi? Un cap ca o umbră, așa, și care deschide o gură rotundă prin care suflă. Așa cum ar fi acele personaje desenate în cărțile de copii care suflă vânturile, cam așa arată capul ăsta, da? Este un mentor al lui, da? Este un mentor pe care această ființă l-a purtat ani de zile cu el. Da. Numai că mentorul ăsta, așa, are conexiune cu el din antichitate, da? Da. Îi văd, putem să vedem de ce viață și de unde? Da, mi-apare ca țară Aslandi, ca țară, dar este
undeva aproape de cercul polar, dar nu sunt nu e frig. Da. Văd bariera de gheață, zidul, că începe să se construiască, ca și cum i-ar pune primele șire, înțelegi? Și izolează partea dinăuntru a continentelor, da, știi? Și începe un fel de glaciațiune, da? Dar aici da, continuă să fie cald dincolo. Cumva se separă, deci practic este până la ceea ce spunem noi pol, este da, continent și asta. Ele se separă și țara asta rămâne dincolo, da? Așa. Ei lucrează la această separare, la un fel de uniune, ca și cum ar fi fost adunați aici în zona asta și ei trebuie să rămână dincolo de ceea ce se întâmplă cu Terra însă și dincolo de da, toate astea, da? Așa. Și ca și cum civilizația umană, cu ceea da, ce, tot ceea ce reprezintă, ea trebuie să decadă, să se reseteze, da, să înceapă din nou, dar ei au fost aleși de mulțime, da? Deci nu este momentul definitivat când privim și l-am găsit pe tatăl lui Iani aici, ci sunt încă făcute, da, se așează lucrurile, da? Și deci îl văd așa relativ tânăr, da, un bărbat relativ tânăr, până în 40 de ani, sunt toți în alb orbitor, da, și toca pe care o au, au și ceva acoperământ foarte interesant. Acoperământul este pus un pic pe o parte, deci cum stau față în față, un pic în dreapta, este înclinat. Da. Tichia asta se spune, boneta asta, are o parte lată, iar aici, în creștetul capului, deci este o chestie uimitoare, da? Da. Deci este un fel de rețea cristalină. Așa. Bineînțeles că ei sunt conectați prin această bonetă, da? Da. Este ca un implant exterior, da? Pe care ei îl acceptă să-și apere construcția și informațiile, da? Da. Văd această ființă, știi, a cărei hologramă, a cărei parte o are încă în abdomenul lui, știi, da, cum am descris, așa prin spate mai mult se vede. Dacă te uiți din față, se vede prin corpul lui. Dacă te uiți din spate, parcă fața aia te urmărește. Da. Urmărește, anulăm, nu pe tine, te, așa? Da. Și se uită și ea la tine, știi? De fapt, nu cred că are partea din spate, cred că se ca o giruietă, oriunde ai fi, tot cu fața vezi da, hologramul asta, așa. Și, deci îl văd ca un înțelept, dar parcă stă pe o chestie făcută de nori, știi? Da. Ca un fel de, nu scară, ca un fel de saltea, să spunem, uriașă, știi? Deci nu este la nivelul lor, de la solul acela, așa cam vreo 70 de centimetri. Și acolo, deci, este, dar ei îl percep ca fiind fizic, știi? Dar nu este fizic. Da. Practic, credința, energia lor îi dau putere să se manifeste așa, dar ei nu știu din cauza relițelei din anulând de creștetul capului, știi? Și deci îi programează și deci cumva le permite să aleagă trei ființe fiecare cu care da, se vor conecta ulterior și cărora le vor da informații ca și cum ar semăna ceea ce au în ei pentru da, viitoarea omenire, știi? Așa, și deci el îl alege pe mama lui, așa, îl alege pe Iani, așa, și mai alege pe cineva cine? care Unde este este? Iubită. Așa. Mai este în încarnarea acea parte sufletească? Da, este ori încă n-a apărut, ori se va căsători cu ea, da, efectiv. Așa. Și deci împrăștie această cunoaștere cum ar veni, da, da? Și apoi lucrurile se întâmplă, da?
Este un reset și prin foc și prin apă, parcă focul în sine arde lucrurile fizice, cum ar fi clădiri, etc., iar, prin iar apă, ce apa inundă și spală orice urmă, da? Cum s-a făcut resetul prin apă? Au folosit pe spiritul apelor sau s-a făcut artificial? Nu este o apă cu altă semnătură și este mult strânsă în niște nori cu buzunar, care se revarsă la momentul oportun, da? Da. Deci o percep mai mult, nu are semnătura curată a apei, da? Este influențată, să spunem, da? Parcă nici n-ar fi apă terestră, da? Da. Pentru că apa terestră n-ar face rău, este din finele planete și n-ar face Da. rău propriei planete, da? Și deci în locurile unde se va ajunge, de asta ia apele se separă, știi așa? Pentru că vezi tu, deci ele nu aparțin, aparțin alte planete. Deci ele au fost aduse într-un mod, da? Prin comprimare, prin portaluri. Da. În fine. Așa, hai că ne-am întins prea mult la asta. Nu că n-ar fi, sunt foarte interesante informațiile. Dar scopul acestei sesiuni este să ajutăm cât putem de bine acest sufletel, da? Așa. Și deci prin asta ei și-au un fel de angajament, deci semnează un fel de contract în care apare așa, ca o clemă, cu două brațe și cu un braț, ca o literă E întoarsă așa, știi? Da. Și deci acolo sunt inițialele spiritelor acestor ființe cu, pe care va trebui să le ajute, să le și-au angajamentul să le supravegheze pe tot timpul încarnărilor lor, da? Da? De câte ori se vor întâlni, va trebui să influențeze în mod pozitiv, da? Penultima influențare, da, a fost când ei nu erau în postura de tată și fiu, da? Da. Făceau parte dintr-un ordin ermetic, iarăși sunt îmbrăcați în alb, religios, dar hainele sunt mai cutate, sunt mai crețe, știi? Așa, și acoperământul este altul, este ca un tricorn. De data asta ei sunt prieteni, da? Da. Și deci conduita lor terestră, da, trebuie să fie una exemplară, da? Ei trebuie să se căsătorească cu femeile care le-au fost destinate, da, să urmeze carierele, pentru că nu se știe că fac parte din acest ordin. Deci nu este modul lor de viață, face parte din acest ordin și de la acest templu, ci se ascund în mulțime, cumva, da? Să spunem, printre oameni obișnuiți. Deci trebuie să respecte absolut totul, da? Da. Așa, și deci pe Ian îl văd că nu respectă și parcă pleacă, este luat 400 de ani de aici. O dispută la antrenament cu niște săbii lungi, subțiri, așa, și deci el este înțepat de către adversar. Din umăr spre inimă sângerează și cumva decedează subit. Așa. Când încheie această experiență, tatălui se spune că cu tare a greșit și că era responsabilitatea lui și că nu l-a îndreptat și îl penalizează. Da? Deci face o interdependență. Da? În momentul când entitatea din spate, din burtă, de unde vrem să spun, deci marele înțelept holograma, îi spune că uite, tu vei avea un fiu, dar știi cine este acest suflet? Acest suflet este cu tare, cu tare. Deci îi amintește momentele în care a fost penalizat pentru că nu și-a îndeplinit misiunea, da? Da. Și atunci, ceea ce este tatăl lui Ani, per total, da? Ia o hotărâre, spune că decât să influențeze mai greu și mai așa, să adune cum ar veni puncte negative, mai bine să dă deoparte și ea și făcut.
lucrul ăsta, da? Da. Adică, la momentul ăsta, la conștientizarea pe care o are, nici anulăm de cremă ruptul capului, nu ar dori să se... și nu știe de ce. Dacă da. L-ai întreba în fizic, nu știe de ce. Dar îi tot vine să fugă, da? Uh-huh. Pe de altă parte, o fărâmă din el, deci are milă, compasiune are, așa, și se gândește că lui este greu și este totuși fiul lui. Pe partea cealaltă, nu știu, parcă ar fi vrut să nu ducă sarcina la capă, să-l avorteze și a fost ca și cum ar fi trecut peste hotărârea lui. Știi? Și, deci spune că o înțelege că este corpul ei și și-a dorit să fie mamă, să dea viață. Da. Așa, dar el nu și-ar fi dorit să fie tată pentru că percepea toate astea la nivel energetic și se simte ca și cum i-ar fi fost violat, încălcat liberul arbitru al lui, știi? Și deci trebuie să pună pace pentru că exact pe durere și milă se conectează și transmite cumva de la acel cap ei, mamei și mama fiului, da? Da? Deci este o transmisie în care el este întrebuințată ca intermediar. Deși, ipotetic, nu are nicio legătură în viața lui. Deci intră pe o anumită vibrație, da? Și la rândul ei, el a dat fiindcă partea asta din viața ei este dificilă, da? Așa? Da. Deci are câmpurile de milă deschise, da? Da. Deci văd că intră pe vibrația foarte joasă a milei, 28-30, gândiți-vă că s-ar numerota undeva până la 500 pe scara asta emoțiile, da? Foarte, foarte joasă, da? Adică știi ce face? Este milă câteodată de ea fără să-și dea seama de copil, de situația ei. Și prin asta se propulsează pe vibrația milei generale, da? Da. Deci văd cel puțin 6-7 conexiuni actualmente la canalul ăsta de mila ei pe care trebuie să-l scoată de urgență. Așa, văd, știu eu, un copil pansat, altul, o fetiță cu handicap și chestii de genul ăsta, deci se implică în cazurile altora și trebuie să atragem atenția că toate chestiile astea, deci puse la televizor, în mass media, oriunde, nu sunt întotdeauna făcute ca noi să ajutăm sau să simțim compasiune. În primul rând, nu știm sigur dacă acei copii sunt copii adevărați sau sunt niște clone întrebuințate ca egregor, da? Să adune emoții, sentimente și să determine tocmai ceea ce găsim în acest caz, da? Da. Deci ea trebuie să-și scoată mila, așa? Deci în momentul când îi se anulăm de creier, strânge inima, așa, să-și analizeze emoția, sentimentul, să vadă este milă sau empatie. Adică ea trebuie să fie empatică, deschisă la emoțiile celorlalți, dar fără să preia, fără să trăiască ea emoțiile celorlalți. Trebuie să se păstreze integră, pentru că toate astea, să spunem, se adună ca într-un lighean în plexul solar. Ea ne fiind încă mic și neavând, știi, propriul aparat emoțional dezvoltat complet, da? Deci se conectează la ea. Așa și se varsă, ca și cum a răsturna ligheanul cu emoții de la ea, din plexul ei, în creștetul capului lui, în chakra corona și se duce peste tot, da? Da. Și asta nu se face numai când sunt în contact fizic, da? Se face momentul când el simte senzația de separare, când este într-o altundeva, și deci s-a deschis cepul la aceste emoții prin altă parte, da? Este ca și cum s-ar hrăni din emoțiile mamei,
încercând să păstreze un echilibru, să fie pe acea, să nu fie nici mai sus, nici mai jos decât ceilalți. Deci când este în colectivitate. Da. Deocamdată până la... Dat fiind că el, să spunem, are stadiul de trecere prin etape, știu, are cum frânat, întârziat, da. Separarea aurică se va face mai târziu, la 11 ani, da. La ei doi, când el se va simți cumva pe picioarele lui gata să-și formeze celelalte părți, da? Practic, când îi văd împreună în aură, este ca și cum el are încă pântecul bombat, ca și de sarcină, și el se bagă aici, ca într-un sac, ca într-un marsupiu, așa îl văd, știi? Și bineînțeles că tot ce simte el, el ia, că în marsupiul ei este exact lângă emoții acolo, lângă ele, între ele, știi? Da. Și spun că nici el nu trebuie să se ascundă în marsupiu, trebuie să își păstreze integritatea și să trăiască această experiență, pentru că ăsta este fluxul experiențelor, da? Drumul vieții. Și dacă el nu le trăiește la timp, le va trăi mai târziu, da? Da. În momente în care poate nu este rostul a trăi o emoție copilărească, da? Toate au timpul lor, da? Anulăm și decrem conotațiile cu timp ca a patra dimensiune, dar trăim în corpuri fizice totuși, da? Și ea, la rândul ei, trebuie să înțeleagă că nu trebuie să-i mai facă acest marsupiu, da? No. Aura în sine, dublă comună, trebuie să fie ca un clopot, nu ca un marsupiu. Adică să-l bagi în practic, în propriul aparat emoțional, da? Mă auzi? Da. Da. Să trecem un pic pe puncte. Așa. Am văzut prima întrebare cu tatăl. Spune naturarea opoziționismului. Uite-te și un pic la nu păr. Te mai aud, Alexandru, nu te aud. Trebuie să mă concentrez. Acum? La ce vorbești, nu. N-am schimbat nimic. Acum? Nu. E foarte încet. Am dat de-i la maxim chiar. Mm-hmm. Bun. Deci mai citește-mă o dată. Așa. În lateralea opoziționismului. Da. Așa. Este de o parte, are și o parte. Sunt create părți. Nu sunt create părți. Da. Nu. Deci are numai copii interiori de diverse vârste, da? Și un pic un copil mai mare, care chiar mai mare decât vârsta lui, are vreo 14-15 ani, este copilul de grădiniță, cum ar veni, în care el se îmbracă, se manifestă ca să se simtă mai puternic, dar este o pierdere imensă de energie, da, pentru crearea, pentru susținerea acestei părți. Așa. Așa. Echilibrarea lui energetică. Da. O să o facem imediat. Da. Concentrare și atenție. Așa. Eu cred că concentrarea lui se va îmbunătăți foarte mult, dat fiind că și-a schimbat modul de venire. Controlarea dicționarului verbal și tuturor vorbelor urâte. Să știi că și mama însă și are niște coduri acolo, da? Uh-huh. Adică pe ea, ca să suporte vicisitudinile vieții, a ajutat-o să tragă o jurătură sănătoasă câteodată, da? Chiar dacă în gând și nu de față cu alții, da? Da. Deci dicționarul este preluat cumva, știi? Uh-huh. Și
Deci este necesară curățarea ei a dicționarului. Închipuiți-vă că literele, cuvintele, energiile în care sunt formate, așa, deci o parte deasupra, adică, practic, cuvintele scoduri toate, lasă în fine, așa, dar o parte mai luminoasă, iar de sub vibrația de la 5 în jos încep înjurăturile și cuvintele mai da. Așa și... Deci trebuie să îndepărteze, să facă dicționarul ei luminos, pentru că, nu știu, sistemul de învățare a vorbirii pe Terra, când vine un suflet iar, cumva este legat între persoane acum, între ființe, știi? Da. El ar trebui să fie cumva legat la mintea subliminală, da? Da. Adică să fie program direct între minți, da? Și numai prin comparație, să spunem ca pronunție sau așa ar trebui să fie în afară, da? Dar toate, îi arăt că toate cuvintele astea există deja în mintea lui subliminală, codurile, da? Codurile da. Tuturor limbilor. Unele sunt blocate pentru anumite ființe și văd că e ca și cum ar trage butonul, maneta la Da. ele și le deblochează pentru viitor, da? Îi spun să facă fiecare câte un sac în fața lor, da? Câte un sac Da. energetic, cu foc acolo înăuntru și să arunce cuvintele urâte, expresiile, da? Da. Tendințele și tot ceea ce au creat ele, da? Toate Da. emoțiile de joasă vibrație, da? Cum este șarpele acela al milei, da? Să-l scoată și să scoată și el constructul pe care Da. l-a preluat de la mamă. Și el în sine are o parte, simt ca praf în gât. Ce este de unde? Praf, particule. Trebuie să iau o rachetă. Da. M-am înfierbântat că lucrează. Frunte m-am înfierbântat și aici pe obraș îmi părți la o. Așa. Bun, și să număr iar, relaxează-te și respiră și să număr de la 1 la 5 și te reconectezi. Auzi? Da. O entitate. Ce este? Un reptilian care spune că n-ar trebui să învățăm atâtea sufletele astea două. Nu primim în primul rând, da. Experiența lor devine prea ușoară pentru standardele lor. Și de ce trebuie să aibă experiență grea? Adică nu, n-au dreptul sufletele să vină în experiență liberă sau ușoară? Nu. El unde e conectat, cu cine e conectat și cum a apărut? Imediat. Deci este, mă auzi? Da, da. Este conectat cumva, este la egregorul zonal, da? Să știi că are ca o rețea pusă în grădina aia, știi de care spune el la mama. Da. Ca o rețea, nu știu cum să o descriu, să înțelegeți sub mai pe mânt sau peste? Înăuntru este și are foarte multe punctulețe nanobotice. Așa, da. Și deci, poate, practic, și cum rădăcinile plantelor, a florilor, transmit. Da. Tot ceea ce este viu, transmite în această rețea. Acționează ca niște antene duble, emisie și recepție, da? Da. Deci, îl văd cu armată de insecte după el, da? Sunt și libelule, sunt furnici. Da. Sunt de 3-4 feluri, mai mari, mai mici, unele sunt roșcate, așa, roșu, maroniu, altele sunt ocru, așa, parcă sunt invizibile ochiului, astea ocru, da. Culoare, așa, și țânțari mici și mari, da, bine, exact cum am spus, cei mari sunt drone, microdrone, da? Da, folosite. Ei trebuie să consulte pe Iane tot timpul
ca ADN-ul lui să nu se purifice, să nu se îmbunătățească. Da. Pentru că altfel s-ar putea dezvolta și i-ar putea defăima, ar putea arăta planurile, da? Pentru că undeva, da, în conștiința lui, mintea subliminală, sunt atâtea informații, da, pentru că el a lucrat cu ce a lucrat și a avut acces la secrete, da? Da. De secrete de geometrie sacră, de știi când a fost între ei acolo, uh-huh, și supravegheat de tatălui biologic, știi? Și deci, da, are acces la anumite chestii și n-a sosit timpul lor, da? Uh-huh. N-a sosit timpul lor să le spună, da? Da. Așa. Și în momentele când lui vine să spună niște chestii pe care dacă le-ar auzi ceilalți ar rămâne cu gura căscată, deci apare joncțiunea cu capul din trunchiul tatălui, da? Este ca și cum la procreație, la naștere, acest bărbat ar fi dat niște coduri, văd 782 în diverse forme, adică 287, știi, 827 și așa mai departe, inversat, da, întors cu fundul în sus și ele devin deja litere, nu în limba noastră. Și da, deci codul acesta deci îl preia și deci există latent, da? Ca și cum, da, ar fi un program existent într-un calculator fracționat în bucățele. Și în momentul când capul acționează, îl supraveghează și el este conștient de atenția acestui cap, fragmentele se asamblează cumva, da? Da. Și devin și încep să intre în rețea, da? Da. Deci trebuia tras atenția tatălui, da? Ca suflet, da? Și ca să transmită și minții fizice, să nu mai permită această joncțiune, da? În momentul când așa a apărut un alt reptilian străvechi, da, nu știu, seamănă... De ce tot apar genii? Sunt conexiunile lui din acea, da, organizație, da, pe care, uh-huh, el le-a adus, da? Parcă ar fi mai presus decât entitatea cu care ei stăteau dincolo de așa zisul pol, da? Da. Așa, și mai mare și în altă parte, da? Undeva într-un loc unde seamănă agaură gri, nici albă, nici neagră, da? Deci este, da, impregnată de jur împrejur de informație care se sparge în coduri micuțe și poate fi citită și asamblată numai de cei care sunt în conexiune cu el, știi? Uh-huh. Și atunci el trebuie să pună o scrisoare de intenție ca și suflet către această organizație, către șefii, da, șef, colaboratorilor, da, printre care se numără și tatăl biologic, să fie lăsat în pace. Da. Asta, da? Și să se tragă dacă are informații la ei, orice. Da, să îl pună pe tată să anuleze acea influență, da? Da. Da. În rest, așa, acum, farmece și vrăji, deci pot fi considerate și acțiunile capului, a reptilienilor, practic, da? Astea sunt tot un fel de spargerea câmpurilor unei alte persoane și de trimiterea informației încărcate greu, degenerativ, știi? Da. Precum și acest reptilian, da? Bun. Bun. Deci ea trebuie să declame că are dreptul biologic asupra acestui pământ și să-i spună acestui reptilian să scoată toată rețeaua, da? Da. Și la rândul lor Iane să transmită în corpul și mintea fizică. Ia să se conecteze toată lumea, nu mă numesc, scuze că te întrerup. Când se scoate rețeaua, să conecteze cu spiritul necontaminat al mamei Terra și energia pură apelor, să curețe direct, să umple cu lumină în locurile în care rămân. Da, și trebuie să nu se conecteze altceva. Cu acest, da, ambii, cu acest reptilian, parcă ar fi rupt toate dinăuntru, dar ăsta din afară, nu? Pentru că nu a conștientizat că există încă, acum conștientizează, da, știi? Și să-l trimită în lumină, că nu este altă cale.
Da. Așa. Bun. Spune că acceptarea lui de colegi și de școală, de cadrele didactice, scrisori de intenții la toată lumea. Da, parcă lor le este frică, dar el trebuie să nu se mai ducă la școală, la grădiniță de 15 ani, dar în clasa 1, cum ar veni, da? Pentru că el se manifestă în acea parte și ceilalți citesc că nu musai și obligatoriu, că sunt toți cei mai ascultători copii și care sunt fruntea acolo. Da. Sunt așa de goi pe dinăuntru, mai goi decât o găleată fără apă. Așa, și ăia intră în programe și sunt la locul lor și laudați. Da, roboții. Ăia învață model, da? Da, sunt robotizați. Da. Știm. Așa, pentru că chipul lor nu știe să iubească. Nu poate să iubească. N-are lumina și aparatul de transformare a informației în lumină, știi, în iubire. Da. Așa, și atunci ei fac bine un singur lucru. Cei care cel pentru care sunt programați. Așa. Da. Și el trebuie să înțeleagă, să meargă cu curaj, da, și cu acea să parte nu se lese programat. Da. 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 Bun. Și nu, să nu răspundă la provocări, da? Să nu mai arate tuturor butoanelor, butoanele emoționale, da? Și să înțeleagă că nu se poate ca toată viața să stea lipit de mama lui. El trebuie să meargă să ia un curs al vieții lui, da? Da. Normal, cum este aici deocamdată, este într-un corp fizic, da? Închipuiți-vă că lumina lui, energia lui este ca și cum, pare rău de comparație, dar asta este, ca să vă fac, da, ca și cum el este o omidă, știi, din acea colorată frumos, știi, fosforescentă, luminoasă, și ea încearcă să se ascundă această omidă într-o găurică, da? Da. Pentru că vede ceea ce este împrejur, da? Se simte în pericol, să spunem, da? Și atunci ea se îngrămădește și se adună, să chircește acolo. Și parcă nici nu încape toată, știi? Așa, da, se întâmplă și cu intrarea sufletului în corp, da? Ne uităm acum prin chakra corona. Da. Chakra corona, deci cum deschis în creștetul capului atâta. Așa, deci vortexul nu se îngustează treptat, ci brusc. Deci este pâlnie, da? Pe când, da, ar trebui să fie numai partea de jos a pâlniei, fără gâtul acela, știi? Și acum, deci, intră prin chakra corona, așa, da, și își intră și își desfundă toate chakrele pe rând, știi? Da. S-a auzit un bluf așa de la... Parcă cade dintr-un vortex în altul această energie, ca să o curețe chakra următoare, să o curețe până au ajuns la împământare, da? Da, bun. Așa. Spune să iubească mai mult și să elimine fricile. Da. Așa. Alungarea crizelor de țipete, tăvălel pe jos. Bine, astea erau influențate de la entitățile de rigoare, da? Și am tot studiat aparatul prin, da, care se provocau și transmiteau, da? Adică să nu înțelegeți că este incapabil la vârsta lui să-și producă propriile emoții, da? Pentru că, deci, emoții sufletul produce din momentul când a înviat corpul fizic, da? Da. Și este vorba de o întârziere de prelucrare a propriilor emoții, pentru că se încarcă cu cele aferente de la ceilalți, da? Se încărca. Așa. Da. Bun. Să începem cu rățările finale. Atunci. Da. Dacă este și mama, să facă și ea procesul. Da, bineînțeles. Păi a fost. Da, da. Și ea și-a făcut aparatul ăsta de curățare a, da, chakrelor. Așa, acum viceversa, să se împământeze, da, spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terra și energia pură apei. Da. Așa, să-și... după cum am bănuit, să știi că la curte are drept energetic, dar sub apartament efectiv
poate să-și pună ca cașmar sau pe o platformă de lumină, Da, pentru că da. ceea ce Nu. este în subsol și de jur împrejur este cum ar veni bun comun tuturor și nu poate încălca liberul arbitru, da? Dar Da. spiritul locului care este curățat, așa, poate acționa la o adică dacă Da. dorește, știi? Și nu-i convine ce s-a Nu-l... întâmplat pe acolo. Da, Da. da. Așa. Bun. Dacă tot am zis de contract și ritualul, ia să-și mai facă că nu dăunează. O anulare. Două Da. etaje mai sus, deasupra lor. Da, ce este? Așa. Cine? Văd o decedată, în vârstă, nu foarte în vârstă, așa o coconetă, cam pe la 70 ceva de ani, stă într-una la geam și îl urmărește. Dar ea nu mai este în planul ăsta fizic, da? Da. Vreau să întrebe acea decedată, acel suflet, de ce este urmărit? Hai că era în legătură cu balaurul ăla care era cu reptilianul, așa ar se spună că ca și cum ar pândi momentul să intre la el și să acționeze prin el, să se contureze prin el, adică să facă un walk-in, știi? Și să-i pune interdicție, da? Se explice că locul decedaților, dacă aleg, poate să fie în lumină pură. Dacă nu aleg să fac așa ceva, bun. Să rupă ambii legăturile cu orice ființă care le nu, frânează nu. evoluția Viața și și viața. viața, da. Și și să-și nu sunt anule, da, cel mai bun interes al lor. Da. Și scuze că te întrerupt. Bun. Și să-și facă și o anulare contractelor, promisiuni, permisiuni, înțelegeri, promisiuni, făcute cu sau fără voia lor. Acorduri, ai vrut să spui Da. A doua oară, da, acorduri, da. Așa, făcute cu sau fără voia știința lor, cu orice tip de entitate de înaltă sau joasă vibrație, din orice timp, loc sau spațiu și din afara lor, care nu au avut cel mai bun interes al lor, și să anuleze toate ritualurile, cele religioase sau de orice tip, făcute de ei asupra altora, de alții asupra lor, sau la care a participat. Așa. Acum se împrăștie multe holograme. Să Ceea se ce ardă revizuiesc sufletele, ce mai găsesc ca introiecții, ca programe în interiorul lor. Da. Bun. Să-și facă fiecare canal lor de abundență benefică, să-și atragă abundența benefică, împrăștiată, să se deconecteze dacă o s-au conectat la alții. Bun. Să-și dea grijile înapoi, să le dea înapoi la cei care le-au preluat. Nu grijile, să-și dea grijile sursii. Nu da. Înapoi, că nu le-a dat sursa griji. Deci să-și dea așa. Grijile lor sursei ca sursa să ia la cunoștință ce nevoie au ei în formele astea de manifestare și o schimbare, o recodare trebuie să-și ia codurile originale și să deschidă un canal curat de iubire și lumină și vindecare până la corpurile și mințile fizice, la celule, la fluide, la lichide, la tot și să-și ilumineze potențialul, da? Este da. Ca și cum fiecare merge din sursă pe da. canalul lui de abundență benefică și aprinde LED-urile, știi, venind. Și acum Da. s-au aprins până la corpurile și la mințile fizice, cum ar veni. Bun. Să verificăm acum linii genetice, dacă sunt curate la fiecare, cea originară în lumină pură, direct. Da. Morfonul, dacă este întreg, cu informațiile date. Morfonul este refăcut acum cu informațiile și situațiile noi. Da, foarte bine. Să-și facă conexiunea cu supraconștientul colectiv, să ia toate emoțiile din toate viețile parcurse, așa, și să le adune, transformându-le în informație și da. Să le elimine. Deci, legătura ființei în corp fizic cu supraconștientul colectiv se face numai prin încredere, da? Pentru că atunci când ai încredere în tine, că ești lumina care ești, că ești mai mult decât un corp și o minte fizică, că poți să te ridici la potențialul pe care
ți l-a dat sursa, pentru că ești bucată din ea, atunci toate lucrurile se întâmplă, da? Pentru că nu poate altcineva să identifice pentru tine ceea ce ești, da? Îți poate arăta drumul, dar deci toți trebuie să avem încredere. În momentul când este pus încrederea, ca, să spunem, ca cărare de bază, atunci toate merg. Da. Da. Bun. Să revenim aici acum cu ei, dacă suntem gata. Așa, să le dăm informația cum poate să lucreze cu telomerul lor, în morfon acolo. Da. Și dacă mai vor să transmită ceva părțile lor fizice. Deci el vrea un cățel alb, mic. Este cumva un spirit cu care s-a întâlnit în altă viață? Da, este. Sunt cel puțin două spirite care doresc să vină ca animaluțe. Bun, da? În primul rând să le dea informații. Una este o pisică maronie, maronie, da, așa, precum cafeaua, ca un motan. Este mică, este pui. Așa, da. Și una este chiar un cățel alb. Bun, să le dea pachete de informații atunci. Da. Bun. Dacă suntem gata atunci, le mulțumim. Așa. Și ne despre... Dar el ar avea nevoie, să spunem, de energia unei pisici care curăță și îl ajută, dar la momentul lui de transformare acum nu este indicat. Are nevoie mai mult de iubirea calină a unui câine. Da. Pentru că pisicile au personalitate, da? Și deci el este în proces de autocurățare a minții și fizice, știi? Da. Spune mamei că o iubește și mulțumește pentru tot și pentru sprijinul de acum și pentru sprijinul din totdeauna. Știe că îl iubește și vede această iubire și el o iubește, dar să aibă răbdare și să lese atât cât poate, știi? Adică să nu-i pună standarde, da? Pentru că drumul lui în viață, el este deosebit și va fi deosebit. Da? Da? Deci, el poate ajunge pe alte căi la niște rezultate. Nu poate să-l pună, să se spune, să-l așeze în constructul strict uman, da? Da? Bun. Suntem gata, ne mulțumim și ne despărțim părțile eterice una de cealaltă, tăiem conexiunile nebenefice, ne curățăm câmpurile morfice, semnăturile energetice, anulăm contractul înțelege acestei sesiuni. Și a tuturor la care am mai uitat să anulăm. Să alinieze toată lumea la corpurile lor fizice. Curățăm locul unde s-a desfășurat această sesiune. Închidem portalul, luminăm la unul și iarte. Așa, iar acum sunt număr de la 1 la 5 și deschizi ochii în mod natural. Și 1, 2, 3, 4 și 5 și deschide ochii și te simți bine.